Iisus Hristos a înviat, cerul tot s-a luminat. A înviat, a înviat, lumea iar s-a bucurat. A înviat, a înviat, lumea iar s-a bucurat. Îngerii în ceruri sus dă mărire lui Iisus, lui Iisus, lui Iisus, care pacea ne-a dus. Lui Iisus, care pacea ne-a dus. Iar noi pe pământ jos dă mărire lui Hristos, lui Hristos, lui Hristos, care din păcat ne-a scos. Lui Hristos, lui Hristos, care din păcat ne-a scos. Păsările ciripesc, florile, florii înfloresc, 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 paștile sărbătoresc. Paștile sărbătoresc. Azi Hristos a înviat, viață veșnică ne-a dat. Azi Hristos a înviat, viață nouă El ne-a dat. Moment emoționant, doamnelor și domnilor, doamna Florica Zaha vine alături de noi. Nu ne-am văzut noi mulți ani, dar uite, ne vedem de două ori. Ne-am văzut în aprilie și iată, acum, în Vinerea Mare, sărumâna doamna Zaha. Avem companie bună astăzi și cu doamna Vicoveanca și cu părintele Petru, ucenicul lui Arsenie Boca. Și spre finalul emisiunii o să vedeți cum petrec Sfintele Sărbători foarte multe vedete. Am făcut un sondaj pentru dumneavoastră. Domnul Salomia mai are puțin și vă servește cu o salată de post, că așa e frumos. Doamna Zaha, bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Nu v-am ales întâmplător pentru a veni astăzi alături de noi în Vinerea Mare, pentru că dumneavoastră ați petrecut Sfintele Sărbători acolo, la Mormântul Sfânt și în Orașul Sfânt, de 10 ori, nu? De 10 ori, da. La microfon vă rog. La Sfânta Lumina, așa m-a ajutat Dumnezeu, deci slavă Lui, dau slavă, nu mă mândresc, dau slavă Domnului. Este ceva care nu se poate spune în cuvinte, pentru că de fiecare dată Sfânta Lumină este miracolul lumii, de fapt. Miracolul lumii pe care ne-l închipuim fiecare în felul nostru. Și credem și sperăm și zicem, dar Dumnezeu te duce exact acolo. Nimic altceva nu te duce. Nimeni de mână, nimeni. Dumnezeu te duce acolo, pe cărarea care trebuie, când trebuie. Dar în 10 ani am văzut Sfânta Lumină diferit. Așa. În fiecare an. Foarte interesant. Foarte interesant. Nu știu. Odată am văzut-o sub formă de foc. Prima dată când am fost cu soțul meu, sub formă de săgeți de foc deasupra și nu știam unde să ne uităm până când am văzut focul. Doamne, asta este. Am emoții când vorbesc despre asta. Pe urmă am văzut-o alte dăți când am mers cu fiica mea și cu
alte măicuțe am fost cu Tatiana. Avem și imagini frumoase la apa Iordanului, o vedeți pe doamna Zaha. Cu tăticul meu, cu tăticul meu, cu părintele Mihail de la mănăstirea Izbuc, ce starețul. Frumos. Și aici e o poveste pe care poate o să o spunem altă dată, cum am ajuns să fie tăticul meu și să mergem cu tăticul meu acolo. I-am promis Domnului Iisus Hristos că dacă îl vindecă, eu îl duc. Tata stătea așa foarte bolnav și am zis, te duc să-i mulțumești. Păcini, pe mine, da. Și l-a vindecat Domnul, că a trebuit să fug de la București la o filmare și în sfârșit. Și atunci, doamna, a trebuit să mă țin de promisiune. Foarte frumos. A avut o boală serioasă, gravă, tata? N-a fost foarte gravă, dar nu se mai vindeca. Nici era bine, nici era rău. Nu mai ieșea din spital și pe respirație, astfel. Azi. Și l-ați dus la... Ne vedem aici, cred că vedem chiar imagini de la, de la Mormântul Sfânt, foarte frumos. Cu Patriarhul Ierusalimului. Așa fiind este. De atâtea ore, am avut foarte multe ocazii să cunosc lume. Astea sunt maica de la Clococovema și ceilalți sunt de la Biserica Românească, aici în fața Sfântului Mormânt. Foarte frumos. O bucurie de nedescris, pentru că acolo, la Ierusalim, în Săptămâna Mare, este cea mai mare sărbătoare. Eu m-am simțit din toate călătoriile mele din lume, m-am simțit cel mai bine în Săptămâna Mare, mă simt acolo la Ierusalim. Deci, de fiecare dată, Lumina Sfântă vine altfel. Eu am văzut-o altfel, da. E foarte interesant. Sub formă de norișor deasupra Sfântului Mormânt am văzut-o. Cum ne putem explica noi în această perioadă dedicată științei tot ceea ce ne povestiți și dumneavoastră sunteți martor, mărturisitor de acolo? Trebuie fiecare să se convingă cine dorește. Dumnezeu îl pune pe cărarea aceea. Aveți aici o persoană care poate să vă spună mai multe, pe Tatiana Solomon, cu care așa ne-am întâlnit. Colega noastră cu care ați fost da, în călătorie. Și am fost la Sfânta Lumină și ea știe cum și ce. Deci fiecare, pentru fiecare se găsește cărarea dacă îți dorești tu din inimă, nimeni să, și nici să te duci de curios. Că dacă te-ai dus de curios, că sunt oameni care se duc în turism, de curioși. Dacă sunt foarte mulți oameni care văd diferit. Vă spune unul care s-a căsătorit la Ierusalim, am făcut unia religioasă, înainte am fost la Mormântul Sfânt, după care am fost la Betleem și pe băiat l-am curunat tot acolo. Și băiatul a intrat acolo la Mormântul Mântuitorului. Păi sunteți binecuvântați în ziua în care l-am botezat. Sunteți binecuvântați de Dumnezeu să ai această șansă și această favoare divină. Asta e o favoare de la Dumnezeu. Da, pe care am căutat-o, ne-am dorit-o și Dumnezeu ne-a ajutat să o păi ducem la bun sfârșit. Despre asta vorbesc, când îți dorești Dumnezeu și să-ți pui în minte că Dumnezeu îți face cărarea ca să ajungi acolo. Dar trebuie să ne și folosim de lucrul acesta și de trăirile de acolo. Pentru că povesteam că cei în Săptămâna Mare, în Săptămâna Mare la Ierusalim, este cea mai mare sărbătoare a creștinilor din lume, că vin creștini din lume și nu numai turiști. Și acolo, în Joia Mare, se spală picioarele, patriarhul cu toți episcopii și cu sânsuși și gestul de smerenie pe care l-a făcut Mântuitorul, se repetă acolo în fața mii și zeci de mii de oameni. Cine intră? Că sunt foarte mulți care nu apucă să intre toți la fața locului. Pe urmă se face drumul crucii, pe urmă se face intrarea Domnului în Ierusalim, pe care fiecare, noi nu avem asin, dar avem ramuri și exact cântările și trăirea aceea se formează acolo, adică se transmite, o simți energetic, o simt spiritual dacă ești acolo prezent pentru asta. Noi am simțit-o, eu am simțit-o și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta și doresc ca fiecare să aibă parte de aceste bucurii, ca fiecare persoană care își dorește să aibă parte de ce am avut și noi și de... Bun. Aș vrea să vă întreb când a simțit atingerea lui Dumnezeu într-un moment al vieții dumneavoastră? Când ați simțit că Dumnezeu chiar a făcut... A pus mâna pe dumneavoastră și v-a ajutat. La un drum de Sfânta Lumină, cum e mâine, trebuia să ne întoarcem acasă, marțea sau miercurea. Și unde eram cazate, fetele s-au dus în oraș după cumpărături. Și zic, eu nu mă duc, eu mă duc la Sfântul Mormânt, că nu mai am noi ce cumpărăm de acolo, mir, tămâie și suvenir. Așa. Și eu nu mă duc. Și în timp ce mă pregăteam să mă duc la Sfântul Mormânt, sună copiii mei că soțul meu este de urgență la spital și că are o problemă de sănătate. Și
nu știa ce problemă de sănătate. Dar ce problemă are? Dar cum l-a zis? Dar cine? Dar unde? Nu știu, roagă-te, scriau ei. Nu știu, roagă-te. Cum nu știți? La care doctor? Eu să fac pe... Sigur, pe să intervin de acolo. Du-te, mami, roagă-te, că nu știm nimic. Acum îi taie hainele după el, a zis. Îi taia hainele după el. Și m-am dus la Sfântul Mormânt și m-am rugat. Și era o coadă și n-am putut să intru. Și am văzut o persoană acolo pe care n-am văzut-o niciodată. Și persoana aia... am aprins lumânarea la Sfântul Mormânt, m-am rugat, m-a lăsat, dar când să ies, n-a vrut să mă lase, deci nu era călugăr de acolo. Era o persoană, cred că întâmplătoare acolo. Și a zis că nu-i voie cu lumânarea și eu am spus că, necunoscându-le, am explicat că am eu nevoie. Și așa am ieșit cu lumânarea de acolo, printr-o mică convingere. Și iar suna la copii, tot mai disperați, tot mai în lacrimi, tot mai că numai Dumnezeu, că iar, să scurtez povestea, m-am rugat cât am putut eu, până seara la 5, de dimineața de la 10, până seara la 5 am ieșit de la Sfântul Mormânt, m-am dus dincolo la Biserica Învierii. Cine cunoaște și imaginează și știe. Și pe urmă m-au sunat copiii, ce faci? Aici stau și mă rog, nu plec până când voi nu-mi spuneți ceva. Ceva altceva decât că eu te și în sală. Și mi-a spus, i-a pus stand la inimă la tata, a avut o problemă pe care medicii, ei sunt în Oradea, poate că văd această emisiune, a spus că numai Dumnezeu te-a salvat. O zis, numai Dumnezeu v-a salvat. Pentru că celelalte sunt de ale vieții pe care le avem noi. Și mi s-a părut mai ușoare, că n-am avut așa probleme de să zici că... Noi pe toate le considerăm probleme, dar cred că sunt examenele vieții pentru noi, din care trebuie să învățăm de fiecare dată câte ceva. Așa întâmplările, întâlnirile noastre. Și atunci, acolo, Dumnezeu îi mulțumesc că m-a făcut să fiu... Să fiu și mai credincioasă, că zicem că suntem credincioși. Sau de când o pleca mămica mea, dar asta lăsăm pentru alte emisiuni. Așa este. Înainte să-i mulțumim doamnei Zaha pentru vizită și să o invit să vă dorească sărbători frumoase, ne-am dus să botezăm băiatul. Copilul avea 2 luni și jumătate, născut în august, septembrie, 2 luni și jumătate. Am plecat de la Tel Aviv cu nașul nostru, cu Ion Antonescu, numai că pe drum n-am reușit să ajungem la timp, nu mai ajungeam la slujbă, la Biserica Sfântul Gheorghe din Ierusalim, ca să facem, la timp, ne aștepta părintele. Ne-am dus la mormântul sfânt și nu știu cum, ce s-a întâmplat, că probabil că văzându-ne cu un copilaș așa mic, toată lumea s-a dat la o parte la mormântul sfânt, e o coadă fantastică acolo, și am intrat prin toată lumea cu el la mormântul sfânt și am ieșit ca niciodată, într-un sfert de oră am ieșit de acolo. Și am zis, domne, uite cum Dumnezeu a avut grijă de noi. Și am ajuns, după care în aceeași zi, am ajuns și la Iordan cu ăla micu, adică astea sunt momente pe care numai Dumnezeu ți le poate asta oferi. Asta e mâna Domnului acolo, e mâna lui Dumnezeu. Nu trebuie să te facă nimeni habotnic, nu trebuie să ai tu nu știu câte greutăți. Când tu recunoști că Dumnezeu îți întinde mâna și brațul peste tine și peste cel care îl cheamă, eu cred că Dumnezeu niciodată nu uită asta și e prezent în viața noastră în continuu. Pentru că experiențe de astea, cum ajunge acolo fără să zică, zice ăla, uite atâta te costă sau te... Nu. Ți-arată Dumnezeu că atunci ajungi când vrea El, cum vrea El. Și aveam 2 prietene, nu văd lumina, Floare, nu văd lumina. Doamna Florica, o mamă de preot, nu vedem. Chemați Arhanghelul Mihail în ajutor, chemați-l pe Arhanghel Mihail în ajutor. S-au rugat ele și atunci au început să țipe, să zbiere că vede Sfânta Lumină. Ne vorbim despre asta, că e ceva ce noi creștinii, ce ne hrănește pe noi creștinii ca spirit și ca oameni pe acest pământ. Ne protejează, ne ajută. Așa este. Ești gata cu rețeta, domnul? Da, avem aici sălățica noastră de post pe care am promis-o, iar Wellingtonul nostru o să-l scoatem și pe el din cuptor în vreo 2 minuțele. E perfect. Mulțumesc foarte mult, domnul Adrian. O urare scurtă pentru cei care ne urmăresc și care cu siguranță o să întâmpine cu bucurie sărbătoarea Învierii.
Învierea Domnului să vă aducă multă fericire împreună cu cei dragi, să vă aducă multă lumină care să vă folosească și să ne ajute Domnul să sărbătorim aceste sărbători, această lumină a învierei, această sărbătoare să fie cu bine, cu sănătate, cu fericire tuturor. Doamnelor și domnilor, sărbători frumoase, Paște fericit. Acum să vedem la final cum sărbătoresc alte celebrități Paștele. Ne vedem în ediții speciale în petrecerea de Paște a doua și a treia zi de Paște. Vă mulțumim foarte mult, Doamne ajută!